Frate, ai văzut meciul de aseară? 98-34, îți vine să crezi? Bine punctat, amice! Bine punctat? A avut noroc? Piticanie! Noroc? Sherwood și cu mine vă putem bate la basket la orice oră! Oh, fii serios, amice! Ce nasol! Precis, Angelo! Vreți să jucați cu noi? S-a făcut! Se pare că băieții ăștia trebuie învățați minte, nu credeți? Angelo, spune-mi, ce faci? Ai stau la detenție! Ce zici de Lola? Ar putea să-mi țină locul. Bine, treci pe la mine prin clasă și îl chem eu afară. Da, are un tricou marca Etnis și e foarte drăguț. O, Doamne, ce distractiv! Nu-ți face grijă în legătură cu orele de detenție. Te aduc eu la meci. O, nu, frate, nu-mi place cum sună ce spui. Detenția. Conform calculelor mele, cei care fug de la orele de detenție au șanse de reușită de mai puțin de 4%. Îmi place rezultatul. Băieți, meciul începe în 15 minute. Prima fază, partea ușoară, intrarea. Voi fi afară, corectez teste. Dacă aud un sunet, vă țin aici toată săptămâna. Am o presimțire rea în legătură cu astea. Te scot de aici, trebuie să câștigăm meciul. Fără tine nu voi reuși. Faza a doua. În evadări e nevoie de ajutor din interior. E Manetti, îndepărtează-te încet. Nu-ți face griji. Adevărul e că bătăușii se iau de ceilalți pentru că au niște creiere extrem de mici. Asta îi face foarte ușor de convins. Ce ai zice dacă ți-aș spune că eu te pot scoate de aici? Te-ar interesa asta? Haide, amice, n-ai nimic de pierdut. Vii aici în fiecare zi, nu? Poate că eu n-am nimic de pierdut, dar dacă planul tău dă greș, veți pierde voi niște dinți. Am fost recent la dentist. Faza a treia. Avem nevoie și de ajutor din exterior. Mă ridici, te rog. Mă bucur că cei din clubul de la Harvard nu mă văd acum. Frate, unde-s piticaniile? Știam eu că e numai gura de Angelo. Ai auzit de meciul ăla de basket? Ce s-a auzit? A intrat un porumbel pe geam. Foarte ciudat. A fost cât pe ce. Super! Evadare! O diversiune scurtă? Gata, știu! Nu ar fi mai ușor să... săpăm un tunel sau... Stai așa, prietene! Problema e că școala noastră e construită pe o carieră de calcar veche de 80 de ani. Soluția cea mai eficientă pentru a sparge piatra ar fi dinamita. Da, super! Mai bine alegem o cale directă. De data asta. Mă duc în birou, am primit un telefon. Nu cumva să vă mișcați de aici. Am ochi și la spate și urechi cu care aud totul. A? ONG fit la telefon, cu cine vorbesc? Mama lui Sherwood. Voiam doar să vă mulțumesc că îl supravegheați pe băiatul meu astăzi. Acum e momentul. Lola îl va ține ocupat cel puțin 30 de secunde. Am uitat să țin seama de timpul de gândire necesar unui bătăuș. Sunteți foarte amabilă, vă mulțumesc, doamnă Forest.
Dar acum trebuie să mă întorc. Serios? Înapoi în clasă? Nu, nu închide. Mai am ceva de spus. Manetti, hai să mergem! Acum ori niciodată! Vorbesc serios, eu vă mulțumesc! Ți-am spus eu că am o presimțire rea. Ura! Ura! Dulce libertate! Oh, ia-o încet, uriașule, cu mâna aia arunc la coș. Hai, pase! Haide! Nu! Tu arunci, piticanie. Bună aruncare, dar a fost prea târziu. Asta e aruncarea decisivă. Hai, băieți! Așa! Da. Bravo! Hai, băieți! Pasează mingea! Pasează! Bravo! Așteptați! Așteptați! Așa! Da! Vezi, Sherwood, ți-am spus că se rezolvă toate. Băieți! S-ar putea totuși să fi uitat de un mic amănunt. Sherwood, ce spuneai despre dinamită?